Bun găsit, dragi prieteni, sunt Nicolae Cârlig, manager Radio Suflet Drag România și am deosebită onoare să vorbesc astăzi despre invitata noastră. O invitată specială, este vorba despre doamna Mirabela Dauer, născută în 9 iulie la București. După cum știți, este o cântăreață română de muzică ușoară. Mirabela Dauer este considerată de unii critici muzicali ca fiind cea mai bună voce feminină a muzicii pop românești din ultimii 30 de ani. Alături de Corina Chiriac și Angela Similea, Mirabela a fost una dintre cele mai frecvente și iubite prezențe pe scena muzicală și de divertisment TV din anii 70-80. A lansat până în prezent 28 de albume. În 1963 debutează alături de formația rock Roșu și Negru, cu care interpreta în special melodii din repertoriul Ritei Pavone. Din 1967 urmează cursurile Școlii Populare de Artă la clasa profesoarei Florica Orăscu. Debutul la televiziune se petrece în 1970 în emisiunea Teletop, unde a interpretat melodia de Când te-am întâlnit, compusă de Marius Țeicu. Mirabela devine în scurt timp o prezență constantă a emisiunilor de televiziune. A interpretat melodiile compuse de Marcel Dragomir, Marius Țeicu, Vasile Vasilache, Marian Nistor, Ionel Tudorache, Anton Șuteu, Temistocle Popa, Ion Cristinoiu, George Grigoriu, Vasile Șirli, Mircea Drăgan, etc. Începând cu 2004, colaborează cu interpretul de muzică ușoară Rareș Borlea, Raul. Președintele României, Ion Iliescu, i-a conferit artistei Mirabela Dauer la 10 decembrie 2004 Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler, categoria B, muzică, pentru contribuțiile deosebite în activitatea artistică și culturală din țara noastră pentru promovarea civilizației și istoriei românești. Pipcuim câteva șlagăre ale doamnei Mirabela Dauer. Ce-mi place mie la primăvară, ești visul meu, taina nopții, de ce nu-mi spui că mă iubești, te aștept să vii, bine ai venit iubire, eu cred în dragoste, mulțumesc iubită mamă, frunza mea albastră, stai lângă fruntea mea și morărița, doar câteva single-uri și hit-uri în acea vreme. E bine, domnilor și domnilor, doamna Mirabela Dauer, am avut amabilitatea să ne acorde un interviu și de asta se ocupă colega mea Angela Bojodi de la Radio Suflet Drag Alba, să o ascultăm pe doamna Mirabela. Doamnelor și domnilor, în această seară am plăcerea și onoarea să o am invitată în studioul Radio Suflet Drag pe distinsa doamnă, doamna muzicii ușoare românești, Mirabela Dauer. Bună seara și bine ați venit, stimată doamnă Mirabela Dauer, alături de mine și ascultătorii mei în emisiunea Suflet Drag Ești Tu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Doamna Mirabela Dauer, vă mai amintiți cum ați pătruns în lumea muzicii? Eu n-aș vrea să povestesc lucrul ăsta pentru că deja știe toată lumea, e o chestie monotonă. Și mai bine întrebați-mă niște lucruri care nu se știu, că eu sunt gata să vă răspund. Toată lumea știe că am debutat la 9 ani la o casă de cultură pe lângă școala mea, unde învățam școala Don Casimo, pe la Boșta Vitan, prin București. Nu e așa mare, iar practic debutul așa pe scenă a fost la 9 ani, la Casa de Cultură Turturele se numea atunci, după care la 15 ani cu formația Roșu și Negru condusă de Nancy Bravdes. Și de acolo a început lupta și munca mea, care nu a fost deloc ușoară. Cu siguranță. Doamna Mirabela Dauer, cântați mereu despre dragoste. Vă considerați o persoană romantică? Eu sunt cea mai romantică și pot să o spun cu cea mai romantică persoană din lumea asta, de pe globul pământesc. Cred că sunt și nu mi-e rușine să recunosc, pentru că sunt un om sensibil, dar tot atât și puternic. Știți că, în general, romanticii și sensibili sunt considerați proști. Se poate în unele faze să fiu și proastă, crezută, între ghilimele, un om proști și pe care poți să faci orice din el, dar eu las numai impresia asta. Eu sunt cel mai romantic om de pe planetă. Doi într-unul sunt. Sunteți drăguță. Doamna Mirabela Dauer, ați avut vreodată intenția să vă stabiliți într-o altă țară?
O singură dată am avut intenția să mă stabilesc într-o altă țară și mi-a dejucat planurile tatăl meu. În 1972, când n-am vrut să mai mă întorc din Iugoslavia, pe vremea aceea. Eram foarte tânără, terminasem liceul, lucram deja și am plecat să cânt și n-am mai vrut să vină. Dar tăticul meu, pe care eu toată viața l-am adorat, îl ador și îl voi adora până când voi pleca la el, așa, n-a prea fost fericit. Eu mi-am iubit foarte tare părinții și în mod special tata. Cu siguranță niciun părinte nu-și dorește ca copilul lui să plece. Așa este. Doamna Mirabela Dauer, ce proiecte noi aveți? Eu, împreună cu Marius Seicu, de-abia am lansat un album de pia. Tot a fost lansat un album. Îmi amintesc, se numește, o piesă nouă a compozitorului Marius Seicu. Celelalte, am o piesă împreună cu Paul Surugiu, cu Fuego. O piesă împreună cu Aurelian Andrescu, este o piesă mai veche din repertoriul nostru, dar este remixată de Marius. E o piesă foarte frumoasă, care a fost, practic, muzica filmului Rămășagu, parcă, unde a lui Gopo, unde juca Similea, Angela Similea, da, da, cu Florin Piersic. Parcă Rămășagu, nu mai țin exact minte, în orice caz. Sunt foarte multe piese din repertoriul meu compuse, practic este un best-of Marius Seicu, dar în care sunt introduse și piese noi. Piese noi, două piese noi compuse de Marius pentru mine, un duet împreună cu Fuego compus de Marius și restul eu, v-am zis. Este un album nou, mie nu-mi place să scot la normă albume. Așa că pregătesc acum două albume, unul o să fie o surpriză, nu spun despre el pentru că e surpriză. Cu, așa? Așteptăm. Iar celălalt cu piese, cu cover-uri, care voi intra în studio probabil că luna, sfârșitul lunii noiembrie, începutul lui decembrie, până în sărbători. Voi intra în studioul prietenilor mei de la grupul Alesis, Alina și Romeo. Ei au și un studio de registrări și mă simt foarte bine acolo. Am și, probabil că voi avea și niște piese noi compuse de Romeo, voi avea și niște piese compuse de Cristi, sunetistul lor de la altul grupului, un component al grupului Alesis. Să dea Dumnezeu să fiu sănătoasă. Că dacă sunt sănătoasă, le fac cu toate. Amin. Doamna Mirabela, noi vă așteptăm cu mult, mult drag aici la Radio Suflet Drag, cu noile melodii, cu noile albume. Place, doamna Mirabela, muzica noastră place. Asta este. Da. Cred că lumea are nevoie de dragoste, lumea are nevoie de iubire, lumea are nevoie de... pentru că suntem așa de pragmatici, viața noastră a devenit... este robotizată, nu știm decât să alergăm, să adunăm, nu știu de ce, pentru că nu mâncăm cu 4 guri, cu 10 guri, dar viața este foarte, foarte, foarte grea și întotdeauna este nevoie de iubire, este nevoie de dragoste, este nevoie să ne prețuim mai mult, ne-am îndepărtat unii de alții, eu sunt destul de dezamăgită de lumea după 90. Așa este, așa nu este. Mai suntem noi cei care suntem, nu ne mai vedem prietenii. Chiar dacă tu îți dorești lucrul ăsta, poate că nu te-ai schimbat și îți faci timp să-i vezi, nu mai poți să-i vezi sau poate nu vor să te vadă. Asta este viața, da. Asta este viața, dar eu sunt fericită că nu m-am schimbat, că nu mă voi schimba și nu voi fi întotdeauna aceeași persoană. Sunt o romantică incurabilă, iubesc oamenii, iubesc extraordinar de tare animalele, în mod special toate animăluțele le iubesc, dar în mod special căței și copilașii mei. Așa că, ce să, eu cred că acest mesaj al noastră, cred că va intra înainte de sărbători, da. Și vreau să le urez tuturor sărbători fericite, luminate, pline de iubire,
de căldură, de fericire, de liniște, cât se poate să avem ce pune pe masă. Și eu am o vorbă după 90 care din ce în ce mai mult s-a adeverit, să ne dea Dumnezeu prieteni care să ne merite. Așa este, doamna Mirabela. Chiar asta era următoarea mea întrebare, un gând pentru ascultătorii Radio Suflet Drag, dar mi-ați luat-o înainte. Da, mi-ați luat-o înainte, doamna Mirabela. Da. Vă mulțumesc din suflet, ce să spun fără cuvinte. Doamnelor și domnilor, ați ascultat în premieră și exclusivitate aici la Radio Suflet Drag interviul acordat de distinsa doamnă Mirabela Dauer. Mulțumesc încă o dată, stimată doamnă, vă îmbrățișez cu drag și vă invit în continuare să ascultați emisiunea Suflet Drag Ești Tu. Și ca o surpriză pentru dumneavoastră și pentru ascultători, vom audia muzică cu nimeni alta decât Mirabela Dauer. Fotoliu din odaie și o carte ce-ai lăsat.